Morning Glory, Morning Glory. Ce ochi roșii au sudorii. Este cu totul altceva în aplauzele dumneavoastră. Mihai, dă un sfârșit. O pauză în care putea să mănânce 4 găini. Așa, bună dimineața, Mihai. Bună dimineața tuturor. Ne auzim în sfârșit și ne bucurăm foarte mult. În sfârșit, am făcut un efort, mă dor timpanele, nu mai pot. Așa, bun, deci în concluzie, Mihai, multă lume ar fi crezut, inclusiv eu, că tu, de fapt, ai multe zile în care mănânci ce vrei tu. Dar nu este chiar așa. Nu. Adevărul este... Am puține zile în care mănânc, nu ce vreau eu. Ei, asta este... Să știi că am spionat puțin prin redacția știrilor. Unii au spus că într-o dimineață te-ar fi văzut cu parizer. Nu știu, hai, lasă-mă. Pe bune. Nu, era o pungă în care fusese pariză și doar o miroseam. Ah, atât. Deci tu aduci aer de parizer la tine. Atât, aer de parizian. Aer tare de parizer. Alții spun că te-ai fi văzut cu pui prăjit. E posibil niciodată. Așa ce? Niciodată. Puiul eu îl mănânc crud, nu prăjit. Asta este. Deci sashimi de pui este hrana ta preferată. Exact, exact. Da, da, da. De pui, dar să fie, să miște. Asta e ideea. De la machiaj... Puțin, mi-a rămas o pană aici. Da. De la machiaj, doamnele spun că nu mănânci niciodată nimic. Doamnele, nu, păi bineînțeles, ele sunt instruite, cum să spun altceva. Păi nu am sentimentul că împărțiți mâncarea, băi. Că vă închideți acolo la machiaj, mâncați. Nu, mâncați. Nu, nu. Nu, niciodată. Niciodată, nu. Acum, mai glumă, mai serios, principala mea masă este undeva în jurul orei 12 și 30 de minute, da? Și dacă dă Dumnezeu și mai mânc ceva pe la 17, poate. Dacă nu, rămân cu ce am achiziționat la orele prânzului. Atunci când cade soarele perpendicular pe pământ, știi? Deci ești mănânci pe unghiuri drepte, cum ar veni. Bineînțeles, altfel nu e. E trigonometrie, nu te joci. Dar spune-mi ce s-a întâmplat. Adică când te uiți la ziua asta, sărbătoarea de azi, care este mănâncă ce vrei tu, day, la mă rog, ani, în americană, care ar fi plăcerile tale interzise? Cum e în americană? Eat what you want, day. Eat what you want, day? Da. Aha. Mă rog, e frumos și în franceză, dar zi. Da, zi-mi care ar fi lucrurile pe care le-ai mâncat tu, dacă ar fi. Să poți să mănânci altceva în loc astăzi? De o banană. Da. Și în general, da. În loc de o banană? Nu știu, o delicatesă, un fruct de mare, un fruct de pădure, un urs, o căprioară, eu știu. Un iepure sălbatic. Ursul mănâncă întreg sau jumătăți? Cum preferi? Ursul mănâncă compartimentat. E un lucru foarte bun. Fii atent, uite, generația tânără combină chestii într-un mod foarte ciudat. Și am luat un top de pe TikTok. Cartofi prăjiți cu sirop de arțar, cum îți sună? Îngrozitor. Pufuleț cu muștar, Mihai? Pufuleț cu muștar? Da. E ca și cum te-aș invita la mine acasă și îți dau zăpadă la cuptor. Hai să fii serios. Murături cu miere? Sau cu pot de cartofi. Da. Ce anume? Murături cu miere? Murături cu miere, da. Sunt visul meu de o viață. Da. Banană cu muștar, Mihai? Bun. Deja, m-am săturat de la pufuleț. Pepene cu maioneză? Așa, da. Și cu sos de usturoi. Aceva e... E incompletă viața dacă nu încerci așa ceva. Spune-mi dacă tu ai văzut vreodată pe cineva, și te asigur că nu glumesc acum, mâncând cartofi prăjiți cu înghețată. Copiii fac chestia asta. Da, am văzut. Și uite, și colegul Marian Andrei lângă mine, de pe al cărui telefon vorbesc în momentul de față, îmi spune da, și eu am văzut mâncând pe cineva cartofi cu înghețată. Bezele cu sos barbecue, Mihai. Nu, de obicei eu i-am văzut pe ei cum se mănâncă între ei, adică sunt foarte mulți de ăștia care se mănâncă între ei, știi? Astea sunt, ți-am spus, delicatese, nu? Nachos cu ciocolată sau bacon cu ciocolată, da. Nu, e ca și cum am fi britanici și am mâncat de dimineață cârnați cu fasole. Păi cârnați cu fasole e complementar, adică... Păi nu, dimineața la micul dejun mă îndoiesc.
Păi dacă ești mahmur, cum să nu mănânci? Pui și ou prăjit deasupra. Dacă ești mahmudia, se spune, nu mac. Să învățăm de la frații noștri englezi, nu în ultimul rând. Englezi, da, englezi. Da. Peștișori din aia cu Susan, Mihai, cei care dispar primii numai, din orice meeting. Răzvan, numai peștișorii de aur să înghit, să înțelegi. Se pot înghiți. Ții și neamestecați, dar e bine să-i strivești puțin ca să ai măsele și din zaură. Bun, Mihai, deci eu, mă rog, prima dată când am intrat în direct, am zis, mamă, Mihai Dedu, deci ăsta mă mănâncă, da. Clar. Da, Mihai Dedu, da? Mihai Dedu nu mănâncă, de fapt. Și asta a fost un șoc. Vorbesc foarte serios, mănânc, da. extrem de puțin, tocmai de aceea probabil că am și imunitatea din când în când foarte scăzută. Ne pare foarte rău, Mihai. Dacă ar fi să strimitem ceva bun, ce ți-ar plăcea ție de acum? Ce vă lasă pe voi sufletul și după aceea vă dau eu note. Dacă e bun, treceți mai departe cu 4 de da. Dacă nu, asta e. Spune-mi, te rog frumos, care ar fi ultima masă înainte de apocalipsă pentru tine? Dacă ar fi să mănânci ceva, să te lași, da, să mănânci, să bei, să tot. Nu, n-aș mânca, n-aș bea, că vreau să mor înfometat înainte să vină apocalipsa. Adică să le faci în ciudă. Exact, să le fac în ciudă și să fie inaniție completă. Nu, n-aș mânca nimic înainte, jur. Nimic? Nu, nimic, îmi e teamă că mă ia cu amețeală, cu vertij cu asta și mai și dau la bobă și n-are să. Mai bine gol și curat. Da, sună așa, nu știu. Apocaliptic, n-ai zis. Sună destul de apocaliptic, da. Dar, nu știu, înainte să ajungi la regimul ăsta de viață, care era plăcerea ta supremă? Adică plăcerea vinovată în materie de haleală. În materie de hrană? Da. Mă, Răzvan, îmi plac foarte mult mâncărurile gătite. Dacă îmi dai, eu știu, un ardei umplut, o sărmăluță, o musaca, o mâncare de vinete, de ceva bame. Îmi plac foarte mult verdețurile astea, spanac. Da. Ce? Nu vă plac bamele? Da, nu, dar ești printre puținii muritori care apreciază bamele. Acum nu fac mișto. Adică îți trebuie puțin rafinament să mănânci bame. Îți mulțumesc. Nu, am învățat de mic, din frage de copilărie, da. Am trăit mult la țară. Noi am dormit pe saltele afară, sub cerul liber. Mihai, spune-mi, ce mesaj ai adresa unei generații care este pe TikTok și care spune că, da? Printre plăcerile, combinațiile alimentare ciudate, una dintre preferate este să mănânce, de exemplu, paste nefierte direct din pungă. Spune-mi, ce mesaj ai pentru această generație? Unde-s direct? Stai că s-a oprit. Opa. Una bloche? Dar ce profil frumos. Are un profil foarte frumos. Da. În studio. Cred că trebuie să intre. A intrat în studio. Uite, deja Neti e la televizor. Și eu trebuie să-i dau pas. Și eu stau cu tine de vorbă despre mâncare. Dar spune-mi, ce mesaj ai, Mihai, acum înainte să intri în direct? Uite că vedem practic ProTV-ul din interior. Așa cum am mai încercat și noi să-l distrugem, dar acum, uite, l-am târât pe Mihai afară. Mihai, spune-mi, ce părere, ce mesaj transmiți unei generații care mănâncă paste nefierte direct din pungă și ton la conservă cu înghețată? Spune-mi, te rog frumos, ce mesaj ai? În niciun caz, uite-l și pe Florin, uite-l și pe Florin. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, te pup! Bonjurică, bonjurică, busu! Bine, uite, vorbim despre haleală. Da, așa. Da, eu zic așa, să reconsidere alimentele și să mănânce tot ce e mai sănătos, că nu e bun în pungă. În pungă se alterează repede. Mulțumim mult, Mihai Dedu, îți mulțumim mult că ai intrat în direct cu noi și ne vedem la o banană, ceva, la o nebunie din asta. Hai, două banane. Pa, pa, mulțumim mult. Mulțumim, Mihai Dedu, aplauze astăzi de Eat What You Want Day. mulțumim mult. Așa. Și suntem în situația în care iar am salivat ca proastele. Păi. Avem morcov, mere, căpșune, cum se numesc alea? Lici? Nu, fisalis. Fisalis, pardon. Fisalis. Și am vorbit de ardei umplut, sarmale și bame. Da. Dar avem și perspective sumbre, apropo de ce am văzut că mănâncă ăștia mici pe TikTok. Voi mâncați cartofi cruzi când erați mici? Nu. Da. N-am... Ok. Eu am mâncat, aveam prietene. Nu prea.
Mm-hmm. Am avut, am auzit că e un... Că se mănâncă, nu mă probleme. Dar la rubrica nu mă probleme, nu mă năcazere. Perspective sumbre pentru demografia României, scenariul optimist pentru 2050 ar fi că am putea ajunge 15 milioane de români, scenariul pesimist ar fi 13 milioane de români și practic în București vom fi atât de puțini încât vom ajunge să ne întrebăm pe stradă, dar cui ești tu, maică? Cred că mai devreme de atât. Alu Ramona din Berceni. Ah, da, Ramona. Cum? No? Ramona Lisa. Da, da. Dacă era din Craiova, așa o chema. Ramona Lisa. Da. Ne. Dar practic încă Nu știu dacă e pesimist sau optimist faptul că într-adevăr se confirmă vorba aia veche, anume că tot mama tâmpiților va rămâne gravidă și în 2050. Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.